Doamne Iisuse Hristoase, dulcele mântuitor al sufletului meu, mărturisesc în această zi a răstignirii tale, în care ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre pe cruce. Cum că eu sunt cel ce te-am răstignit cu păcatele mele cele multe și cu fără de legile mele cele rele. Pentru aceasta mă rog bunătății tale cele inespuse, să mă faci și pe mine părtaș sfintelor tale patimi, cinstitelor răni și morții tale cele de viață făcătoare. Pentru ca să mă învrednicești prin Duhul tău, să câștig și eu asemenea pentru dragostea ta, precum tu, cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea mea, întărindu-mă pentru aceasta pururea, cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când te-au răstignit nemulțumitorii jidovi. Întărește-mă drept aceea, Doamne, să ridic cu bucurie de astăzi înainte crucea ta și cu urârea cugetelor mele și voințelor mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea morții tale, să o simt precum a simțit-o iubita ta maică, ucenicii tăi și mironosițele ce stăteau lângă crucea ta. Și-mi luminează simțirile cele sufletești, ca să se miște și să cunoască moartea ta, precum ai făcut de te-au cunoscut zidirile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la răstignirea ta. Și mai vârtos, precum te-a cunoscut în harul cel credincios și ți s-a plecat ție de l-ai pus în rai, dă-mi, Doamne, și mie tâlharului celui rău, darul tău, precum ai dat atunci aceluia, și-mi iartă păcatele pentru sfintele tale patimi și mă pune cu bună întoarcere și pocăință împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și ziditor ce mi-ești. Asemenea fă și la toți creștinii, vii și morți, precum se roagă în toate zilele sfânta ta biserică și le lasă lor păcatele și învrednicește pe ei împărăției tale, precum ca să vadă lumina ta și să mărească slava ta. Mă închin crucii tale, Hristoase, și zic către dânsa, pentru dragostea ta, bucură-te, cinstită crucea lui Hristos, că tu ai mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Hristos țintuit. Bucură-te, pom blagoslovit, pentru că tu ai ținut rodul vieții, care ne-a izbăvit de moartea păcatului. Bucură-te, sceptrul cel tare, care ai sfârmat ușile iadului. Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis ușa raiului. Mă bucur și eu, pentru că văd pe vrăjmașii tăi surpați jos și pe prietenii tăi împărățind în cer. Pe vrăjmașii tăi biruiți de puterea ta și pe creștinii ce ți se închină înarmați cu puterea ta. O, răstignitul meu Hristoase, cât ai pătimit pentru noi! O, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și câtă necinste ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru ca să ne dai încă pildă adevăratei răbdări! Drept aceea, cum pot eu să fug de cruce, văzând pe Dumnezeul meu că o ridică? Cum să-mi pară grele chinurile, văzând pe stăpânul meu că le iubește și le cere și le socotește lui de mare slavă? Rușine mi este cu adevărat de mă voi întrista de relele ce îmi pricinuiesc oamenii sau pentru ispitele ce mi-aduc dracii, trupul și gândul meu cel rău sau pentru sărăcia și bolile ce îmi vin din depărtarea lui Dumnezeu pentru păcatele mele. De vreme ce acestea toate le trimite pentru ca eu să mă apropii de el mai mult.
pentru ca să-L slăvesc și să mă pedepsesc într-o această viață pentru binele meu și pentru ca să mă odihnesc cu mai multă slavă într-o împărăție a Lui. Și de vreme ce este așa, înmulțește-mi, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile mele. Numai să-mi înmulțești împreună și să-mi prisosești răbdare, puterea, mulțumita și binecuvântarea la toate câte mi s-au întâmplat. Pentru că recunosc că sunt neputincios, de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneț, rău de nu mă vei preface, pierdut de nu mă vei cerca, rob de nu mă vei răscumpăra cu bogăția și dumnezeiasca ta putere și cu darul sfintei tale cruci, căreia mă închin și o slăvesc, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îți sugerez să nu te oprești aici, să asculți mai departe și îți doresc ca fiecare rugăciune pe care tu o faci să-ți sporească credința în Dumnezeu și să poți să răzbești în toate luptele vieții.